Aici, în această casă din satul Neatârnarea, județul Tulcea, s-a născut Ionel Cotan, Iani, la 10 februarie 1929, fiul lui Mihai și al Mariei Cotan, ambii orfani de război. Au fost 10 frați, iar el, cel mai mare, așa cum îl descrie sora lui, Olimpia, un tânăr înalt, puternic, bine clădit, cu ochii de culoarea cerului și părul blond, un adevărat Hercule, plin de bunătate și de blândețe. Asta era casa, în forma asta era ea? Da, da, dintotdeauna. N-are mult în tinerețea părinților mei era mai micuță, dar eu de când m-am născut așa o știu. Ce știu eu când am început să cresc mai mărișoară așa aici, era o curte plină cu oi aici. Până, cum să spun, până unde are asta în față, camera aia și pe urmă, restul cred că au fost făcute, dar până acolo unde este în față, hai să intrăm. Și ăsta e dulapul mamei de zestre. Nu știu. Așa ce e mama noastră? Da, mama. Ionel absolvise 7 clase cu note mari și reușise la școala de aviație din Galați. Era o raritate în acele timpuri ca un fiu de țăran să aibă asemenea performanțe. Dar n-a mai ajuns la aviație, a preluat creșterea animalelor cu pregăderea oilor, care era îndeletnicirea de bază aici în Dobrogea. În zilele de sărbătoare cânta românește, macedonește, turcește și lipovenește. După răzmerița din Tistimelu, se apropie de frații Fudulea. Este prezent la întâlnirile de la Ceamurlia de Sus, unde s-a constituit rezistența anticomunistă și antisovietică, s-a apropiat și de Gogu Puiu. Odată ce se afiliază mișcării de rezistență haiducii Dobrogei, ia parte la numeroase acțiuni armate în pădurea Babadag. Va avea de suportat supliciul arestărilor și anchetărilor. Personaj de baladă, Iani, la nici 20 de ani, este condamnat la muncă silnică pe viață. Dar înainte de condamnare, este zdrobit în bătăi cu patul puștii, îi sunt frânte coastele care i-au perforat plămânii. Este aruncat în închisoarea Gherla. Mama lui l-a așteptat până la vârsta de 77 de ani, refuzând să înalțe o cruce în cimitir. În genere se știe destul de puțin despre haiducii Dobrogei, dintr-un motiv, aș spune, subiectiv, istoric. Pentru că marea lor majoritate erau legionari. Erau din familii de machidoni, a români, și cu toții în tinerețe fie cochetaseră cu mișcarea legionară ca simpatizanți, dar marea lor majoritate fuseseră înscriși în Garda de Fier. Din acest motiv, ei pentru securitate reprezentau un dușman cu puteri sporite. Odată prin apartenența lor la legiune și a doua prin aceea că închegaseră mișcarea de rezistență anticomunistă. Securitatea se temea foarte tare de legionari din cauza capacității lor de a organiza și de a se organiza în ilegalitate. Comuniștii ilegaliști cunoșteau foarte bine puterea acestui factor și greutatea de a-i depista pe cei care făcuseră parte din mișcarea legionară. Tocmai de aceea s-a și trecut la acea măsură din 1946 de amnistiere a legionarilor, nu din milă, nu din umanitarism, ci pentru că pur și simplu autoritățile comuniste voiau să știe. Voiau să-i cunoască pe legionari ca să-i ridice mai apoi. Ei bine, de această trecere în legalitate a profitat și securitatea din Dobrogea, din regiunea Constanța, când a trecut la reprimarea mișcării de rezistență. Aveau deja întocmite, încă la nivel central, din 1947, listele cu legionari pe țară, cu peste 100.000 de membri ai mișcării legionare, care erau, să spunem așa, arestabil.
În 1948 s-a și trecut la arestarea lor în masă, în noaptea de 14 spre 15 mai. Mișcarea de rezistență din Dobrogea are deci această particularitate, anume că proporția legionarilor în cadrul ei a fost una covârșitoare, spre deosebire de alte grupuri de rezistență, unde legionarii erau de fapt în minoritate în restul țării. Preponderenți erau foștii țărăniști, în special în Ardeal. Aici, în Dobrogea, rezistența a cunoscut o amploare mult mai mare decât în restul țării, aș putea spune, unde grupurile erau îndeopște relativ mici. În Dobrogea, la mișcarea de rezistență, au participat în jur de 2000 de oameni, în mod activ. Este o cifră extrem de mare, o jumătate de divizie, practic. Putem compara această situație numai cu aceea din țările baltice. Tocmai de aceea securitatea s-a concentrat, aș spune, cu exces de zel asupra acestei mișcări de rezistență. Ea a făcut și cele mai multe victime, fie direct, fie indirect. Poate nu întâmplător ca nivel de duritate al represiunii, putem constata că 15 oameni au murit în urma unor execuții sumare prin satele dobrogene, pentru a fi dat ca exemplu localnicilor, în vreme ce doar 10 au fost condamnați la moarte și executați. Dar nu doar acesta este numărul victimelor. Ei au murit și în trenurile morții. Lor li se adaugă 120 de oameni care au murit în acel tren al morții binecunoscut, sub pretextul transferării lor la securitatea din Timișoara. Din cercetările mele rezultă că ei ar fi fost uciși probabil în gara Vinț și peste ei s-a construit terasamentul de la linia 1 a gării, la intrarea în gara din Vinț. Pe lângă acești 120 de oameni uciși în cursul acestui transport de deținuți în binecunoscutul tren al morții la sfârșitul anului 1949, lor li se adaugă alți 840 de oameni care au fost practic uciși, am putea spune, la canal, după ce au fost trimiși la canal. Printre aceștia găsim pe mulți dintre susținătorii partizanilor. Alți 74 murind în închisoare în urma torturilor. Iată deci că avem de-a face cu aproape 1200 de oameni din cei 2000 angrenați în mișcarea de rezistență care au plătit cu viața participarea la ea. Organizarea acestor grupuri de rezistență s-a finalizat spre sfârșitul anului 1947, când Nicolae și Dumitru Fudulea au organizat această primele nuclee ale mișcării de rezistență. Lor li s-a adăugat în curând Nicolae Ciolacu, care a organizat grupuri de rezistență similară în centrul Dobrogei, și apoi Gogu Puiu, după eliberarea lui din închisoare, la începutul anului 1948 în sudul Dobrogei. În cursul anului 1948, pe la sfârșitul primăverii, toate aceste grupuri s-au unit și comandamentul lor s-a instalat în pădurea Babadag. Simultan, securitatea pornise operațiuni de pacificare, arestase zeci și zeci de țărani din satele dobrogene, suspecți că i-ar fi sprijinit pe partizani sau că unii membri ai familiilor lor făceau parte din această mișcare de rezistență. Represiunea a fost extrem de brutală. Oamenii au fost torturați în birouri de anchetă pentru a spune ceea ce știu despre partizani. Unii dintre ei au vorbit. Securitatea a amasat efective impresionante ale trupelor de securitate în toate zonele în care se știa că există aceste nuclee de partizani înarmați, gata să pornească un război de eliberare a Dobrogei. Haiducii Dobrogei au avut o existență extrem de tumultoasă, foarte multe confruntări cu securitatea, soldate cu victime de ambele părți.
Mișcarea fiind definitiv lichidată în anul 1952, când șeful regionalei Securității Poporului Constanța, Nicolae Doicaru, avansat la gradul de major atunci, raporta cu mândrie că mișcarea a fost lichidată. Fusese arestat atunci, în aprilie 1952, și un tătar, Iusef Jafar, cel care condusese un grup de rezistență al tătarilor din Crimea refugiați în Dobrogea în cursul războiului. Mișcarea de rezistență însă a continuat, pentru că în Delta încă mai rezista un mic grup de partizani, condus de frații Parfenie și Nicolae Croitoru. Nicolae Croitoru avea să fie prins și executat abia în 1956. Și cu aceasta putem vorbi de lichidarea definitivă a luptei anticomuniste armate din Dobrogea. Era o problemă acută a plugailor macedoneni dezrădăcinați în scrierea în gospodăria agricolă colectivă. Erau forțați cu armele, cu pușcăria și mai ales cu moartea. Împotrivirea lor a dus la dese conflicte cu autoritățile. Cu prilejul alegerilor din 46 a avut loc o revoltă la Bey Daoud, unde s-a strigat jos comunismul. S-au tras focuri de armă și paza urnelor a fost preluată de săteni, în fruntea cărora se aflau frații Fudurea, Iancu Ghiuvea, Iancu Beca, Stere Grasu, Nicolae Hașoti. În ciuda acestor revolte, a ieșit câștigători în alegeri Frontul Democrat Popular, iar o mare parte din săteni au fost arestați. Au urmat apoi ani grei și plini de amar pentru viața dobrogenilor, care au înțeles că singura cale de urmat este lupta de rezistență. Sunteți sora lui Ionel Codan? Da. Spuneți-mi, bănuiesc că erați mult mai mică ca el. Câți frați erați? Am fost 9 frați, 10 cu el. El era cel mai mare și era mai mare decât mine cu 19 ani. El era cel mai mare și eram cea mai mică. Sunteți extremele din... Extremele din familie. Din familie. Da. Practic nu l-ați apucat... Nu-l știu, dar adevărul și povești, adică povești adevărate despre el, știu de la cap la coadă. Păi să începem cu povestea, cum se trăia în familia dumneavoastră în 1946-47-8? Eu m-am născut în 1947 și știu de la părinți că era după război, știu de la părinți că nu se trăia foarte ușor, dar toată familia noastră muncea. Și frații cei mai mari împreună cu tata. Tata pot să spun că a fost eroul vieții noastre. Tata a fost miner la Altântepe și de la Altântepe până acasă venea 8 km pe jos. Se ducea la muncă pe jos, venea de la muncă pe jos. Avea 10 copii, în timpul războiului să spun că așa avea 7. Și avea și 8 hectare de pământ pe care trebuia să le muncească pe lângă faptul că muncea la mină. Din 8 hectare de pământ îi ajungea să ne întrețină, să fim o familie care nu copiii noștri, frații noștri, nu ne-am culcat de sculți, nu ne-am dus la școală de sculți și nu ne-am culcat flămânzi în familia noastră. Familia noastră și părinții noștri au muncit foarte greu și foarte mult pentru noi. Și ridicându-se frații mai mari, sigur că tata pe cei mari care erau trei, primii trei erau băieți și îi lua cu el la muncă peste tot. Cele 8 hectare v-au rămas atunci în anii aia, urma să fie luate, în ce stare erau? 8 hectare de pământ ne-au fost luate în ceape pentru că în fiecare an cotele erau mai mari, mai grele, mai grele. Și până la urmă au fost nevoiți să le dea, pentru că tata muncea și nu putea nici măcar să acopere cu bani cotele pe care eram obligați să le dăm din pământuri. Nu ne ajungeau. Mama mea, care era o femeie strașnică și foarte
activă și foarte bătăioasă așa, într-un an comuniștii adunau toate recoltele după câmp la o batoză comună. Deci tot ce se trăiera din batoza aia să fie sigur că nu ia nimeni nimic acasă decât ce vor ei. Și țin minte că mama mea a venit cu un șorț cu grâu, jumătate cu bulgări de pământ și cu petriș, ca să-l aleagă și să ne facă ceva de mâncare. Cam în stadiul acesta ajunsese dările către stat și dările către ce aveau ei impozite agricole și nu mai vorbesc. Adică nu reușeau din 8 hectare. Din 8 hectare și un salariu la mină. Muncea și la mină. Că dacă n-ar fi muncit și la mină, am fi fost dezastru. Dezastru am fi fost. Și până la urmă s-au hotărât să intre în ceape, că nu mai aveau ce să fac. Aveam o soră mai mare, cea care a scris cartea. Era la liceu pedagogic și i-au luat bursa pentru că nu eram membri CAP. GAC era atunci, nu CAP. Și i-au luat bursa și mama a spus așa, decât să ne chinuim degeaba și pe noi și pe copii, decât fata asta care învață foarte bine și are mintea strălucită să rămână fără viitor și așa mai bine intrăm în GAC. Și au intrat în GAC și au dat pământ în GAC. În ce an se întâmplă asta? Păi, cred că nu mai mult de 54. Mult ce? După... Frate, mi-a mort în 52, deci în 54. 54. În 54. Și țin minte, copil fiind, am văzut și un film aseară și mi-a venit așa, de la noi, din satul nostru și până în Baia Hamangia, unde aveau silozuri foarte mari și mai sunt și astăzi, erau convoaie de căruțe, căruță după căruță, după căruță, după căruță, care se duceau să dea acolo la silozuri să predea recoltele. Acolo se duceau. Și au fost nevoiți să intre. Cum a ajuns fratele dumneavoastră, era cel mai mare, el ce făcea? Cum a ajuns în 48 să ia decizia să plece? Fratele meu cel mai mare a fost un elev foarte bun și următorul după el. Era un an diferență între cel mai mare și primul mai mic decât el. Și probabil că i-au dat într-o clasă la școală, pentru că au terminat 7 clase amândoi și au fost eminenți amândoi. Au mers și au dat examen la o școală de mecanică de aviație, ori la Brașov, ori la Galați. Nu mai știu precis, și au reușit primul și al doilea. S-au bucurat enorm, au fost cu tata, au fost cu... Și când au venit acasă, au primit într-o lună de zile că locurile lor au fost ocupate de orfanii de război. Și dezamăgirea lor a fost extraordinară, pentru că nu mai aveau absolut nicio altă... Era după război, era foarte greu, chiar așa. Vecini cu noi de lot în câmp erau macedoneni care, în momentul când au venit în Dobrogea, chiar dacă locuiau în Vasile Alexandrii sau în sat apropiat, le dădeau pământ în pământurile noastre, nu ale noastre. Le completau pământul cu pământ din alte bucăți, de sate, de așa. Și ei au fost vecini cu noi. Niște oameni de toată omenia, de toată ispravă, de toată, așa, cum să spun, erau muncitori, săritori, îndatoritori, niște oameni foarte. Și au spus la un moment dat lui tata, dă-mi e băiatul ăsta mare să mă ajute. Deci pe fratele meu cel mai mare. Pe urmă s-a dus și al doilea frate al meu, cei care n-au reușit să intre la școală. Și ei așa au mers, fratele meu nu știa, nici părinții mei nu aveau prea mare știință despre ce se întâmpla așa. Ei aveau niște probleme și erau fugari, cum se spune. Cred că tot politicii erau. Cred că erau tot nemulțumiți de împărțirea pământului, de situația că trebuiau să intre în... Erau
erau niște probleme mai grele. El de ce l-a vrut pe fratele meu? Fratele meu era un băiat frumos și foarte legat și foarte harnic și ei aveau oi, cred că aveau o turmă de 1000 de oi. Ei nu erau chiar așa niște... Și l-au luat și pe frate meu, l-au luat și pe cel mai mic decât el și oile lor erau puține, dacă aveau 80-100, ce puteau ei să aibă. Și au mers acolo cu ei, au muncit cu ei și ei au văzut că e de mare încredere și că se pot baza pe el. Cel mai mic avea altă, așa, era mai slăbus de gură, mai... Și el era pe din afara problemelor, cel mai mic decât cel mare, cum ar veni. Grigore. Nu, Gheorghe. Gheorghe. Așa, Gheorghe. Și s-au dus, aveau oile la Gălbiori. Gălbiori undeva pe lângă Nalbant, Tulce, Hârșova, pe unde începeau deja bălțile Dunării. Și toamna era iarbă foarte bună acolo și s-au dus acolo spre sfârșitul toamnei. L-au luat și pe cel de-al treilea frate, Grigore, și s-au dus acolo. Îl trimiteau și acasă să ducă, îi spuneau, veneau acolo unde era turma mare și ăștia proprietari de turmă și spuneau, mergi la mine acasă la Alexandrii, că avea doi copii mici, mergi și du-le cu tare, du-le cu tare, du-le cu tare. Sau îi spunea, Ionel, du-te taie-le lemne, că n-au lemne, că n-au așa, că n-au. Se ducea, frate. Pentru că erau tineri și pentru ei drumul pe jos nu era o, cum să zic, o corvoadă sau o... Și într-o zi, el ducându-se și cu mâncarea acasă și cu asta, cred că de atunci l-au făcut omul lor de legătură între grupuri. Fratele meu a fost un fel de curier între grupuri. Era de mare încredere, era cel mai tânăr, cunoștea pădurile, cunoștea toate drumurile și cel mai important pentru ei era că era de încredere. Și a venit acolo la Gălbiori, unde păzeau oile și aveau grijă. Ei făceau brânza, ei făceau totul. Ei administrau tot ce era de făcut acolo, tot ce era. O mașină a securității și a întrebat cine e Cotan Ionel. Și fratele mai mic a zis, nenică, așa îi zicea, nenică, te caută cineva, uite, oamenii ăștia vor să te vadă. Și el, necunoscându-i neașa, fluiera după câini. Și au venit câinii, că nu știau ce vor. Că au venit așa, sau și-o fi dat și seama ce se întâmplă. Și când a văzut că securiștii au împușcat câinii, treaba era clară. Deja era... Și i-au împușcat câinii, pe el l-au luat, l-au încătușat, l-au sabătut cu ei, bineînțeles, și așa. Ăștia mai mici toți stăteau, pentru că ăia n-au venit unul, doi. Au venit mai mulți și înarmați. Și așa știu că a fost dus la Baia Hamangia două săptămâni. Și în săptămânile alea două, cu metodele lor, cred că l-au convins să vorbească, să spună, să așa. Părea justificat asaltul ăsta asupra Dobrogei? Nu, a fost absolut inuman. Populația a fost supusă terorii într-un mod efectiv și direct. Au fost arestați, de pildă, zeci și zeci de preoți din întreaga Dobroge, care au ieșit din închisoare după 10-15 ani, unii dintre ei, fără niciun motiv. Doar acela că securitatea îi considera a priori pe preoți ca fiind cel puțin simpatizanți legionari, tocmai că legionarii își întemeiau mișcarea pe biserică, între altele. Și au fost supuși terorii și torturilor soții ale celor fugiți prin păduri, chiar și copii. Asta pe mine m-a impresionat, că din mișcarea de rezistență din Dobrogea au fost un număr de lideri pe care îi vedem în fotografii puși să facă reconstituiri și cea mai mare parte au fost membrii familiilor și cei care au ajutat într-un fel. Aici este o particularitate a
familiei de machedoni, de români, aceea de a fi o familie lărgită cu legături extrem de strânse de familie. Și tocmai de aceea securitatea s-a focalizat în acțiunea ei represivă asupra întregii familii. Chiar dacă unii dintre rudenile celor fugiți nu aveau niciun fel de legătură cu aceștia, pur și simplu legătura de sânge era de ajuns pentru securitate ca un om să fie arestat, trimis în lagăr în urma unor anchete și torturi la care a fost supus și în care ca rezultat nu a reușit să dea cine știe ce informații, pentru că nu știa nimic. Dar securitatea a operat întotdeauna în aceste acțiuni ale ei represive și extrem de brutale cu prezumția de vinovăție. Pur și simplu, în ochii ei, orice țăran mai înstărit, în mod evident socotit chiabur, cu siguranță acordase sau măcar înțelegea să acorde pe viitor sprijin mișcării de partizani și prin aceea el era culpabil. Arestat, torturat, trimis în lagăr. Familia Fudulea a fost deportată la Călăraș în Brăgan, în satul numit Vasilescu Vania. Erau 7 copii cu vârste între 3 și 12 ani. În timpul ăsta, el știa că ei se vor întâlni în comuna Ciamulia de Sus, într-o casă. Casele conspirative erau cam prin marginile satelor. Și casa asta era undeva pe o râpă, pe o vale. Și i-au dat o armă și l-au trimis înaintea lor, în casa aia conspirativă, și a spus somează-i că noi suntem în urma ta. Ori și ei știau precis că toți erau înarmați din casa aia conspirativă și frate-miu știa că toți sunt înarmați. Și arma aia lor, când a ajuns acolo, au spus în macedonește să fugim că ne prind. Și a fugit cu ei și a fugit și cu arma lor. La securiștilor. Și de asta ne gândeam de multe ori acasă și mama spunea că pedeapsa lui a atârnat mai greu pentru că a fugit și cu arma lor. Și a fugit cu ei. Unde au fugit? Au fugit în apropierea satului Baș, până ar cunoșteau pădurile. Și pe cota Secar Bair, așa am văzut-o acolo, pe asta, deci pe cel mai înalt vârf de acolo, din dealurile alea, și au săpat o cazemată sub pământ. Fumul ieșea printr-un corn, printr-o rădăcină de corn uscată. El, fratele meu, deci, și cei doi frați Fudule, pentru că erau frați. Și ei nu plecau de acolo, mai mult fratele meu ieșea, că era cel mai tânăr și era cel mai așa. Și mama, Dumnezeu să o ierte, îl primea acasă, avea un intrând așa înaintea grajdului de animale, acoperea la camera aia toate astea și îl primea după 1-2 noaptea, el știa că avea apă caldă acolo, făcea baie, se schimba și se ruga mama de el, de ce mamă nu te predai? Că e, mamă, vor să te omoare. Și el a spus lui mama și așa mor și așa mor. Casa era supravegheată? Era. Casa era foarte supravegheată, dar vecină cu noi era bunica. Bunica, mama lui tata. Mama lui tata a murit de câțiva ani, dar noi era tot casa lui bunica lângă noi. Și el venea pe undeva, știa pe unde să intre, nu intra pe poartă. Intra întâi în grădina lui bunica și în casa lui bunica și pe urmă venea la noi acasă. Thank you.
cum trăiau? Cum trăiau, vai de mama lor, cum trăiau acolo. Cine știe cum trăiau? Pentru că el venea acasă și spunea, mamă, dăm cu tare, dăm cu tare. Din ce avea, din ce n-avea, mama îi dădea acolo și erau susținuți, cred că, și de rudele lor. Că au făcut pușcărie săracii. Numai dacă au declarat în urma torturii la poliție că le-au dat o felie de pâine și le-au dat nu știu ce și că s-a întâlnit cu el nu știu unde și i-a trimis vorbă la nu știu care sau ceva. Lucruri simple. Dar dacă i-a ajutat și le-a dat mâncare, au luat între 2 și 5 ani. N-au făcut parte din grupuri, dar numai pentru faptul că i-a ajutat, au luat între 2 și 5 ani. Și țin minte că mama, eram cea mai mică, eram cea mai... După ce a murit fratele meu, când auzea că a venit cineva de la închisoare, putea să fie și al treilea sat, ea drăguță mă punea în căruță și îmi spunea, hai mamă să mergem, că a venit alu Bajdu, sau a venit alu Cutare, sau a venit alu Cutare, să întrebăm de Ionel. Ea, drăguța, vroia să știe și cum a murit, și cum a... Vroia să știe totul despre el, că nu știa mare lucru. Și s-a dus acolo, în satul acela, știu că mama m-a lăsat în căruță și mie mi se părea un an că mă lăsase singură în căruța aia. Dar atât știe capul meu că în jurul acelei case unde venise un deținut, care a murit în 3 zile, cred că l-au dat să moară acasă, în jurul acelei case erau căruțe ca la Iarmaroc. Toată lumea din împrejurim venea, că aveau câte unul închis, câte unul despre care nu știau nimic, nici măcar unde este, veneau acolo să afle. Și mama a venit necăjit, a plâns până acasă, eu în spatele ei în căruță, dar țin minte, când venea unul, punea caii la căruță, hai mama, hai cu mine, lua un copil cu ea, lua un copil cu ea mama și se ducea. Și vreau să spun, ei au fost acolo în pădure și în momentul când i-a prins, era 9 martie, și toți frații mei țineau minte că mama făcuse mucenici dintre ei așa care se fac și era casa, masa plină și noi în jurul mesei și au venit iar 2 securiști cu o mașină de aia neagră, cu de-alea rusești de război erau și i-au spus lui fratele meu Grigore, i-au spus, dați-mi haine și încălțăminte, că l-am scos pe frate tu din grotă și este în izmene. Eu nu pot să-l duc acolo în fața altor organe de stat și așa cum este. Dați-mi hainele. Unul s-a dezbrăcat și a dat haina, unul s-a dezbrăcat și a dat pantalonii. Și vremurile erau foarte, foarte grele. Și asta și fratele meu Grigore, al treilea frate, s-a descălțat și a dat opincile. Opincile alea sunt și în lista de inventar când a murit al frate. Și s-a descălțat și i-a dat opincile și ce repede te descalți, banditule, să-l îmbraci pe frate tu. Și ce dai fratele meu? Zice, cum? Mi-a cerut haine, vă dau haine. În momentul când l-a prins pe frate și i-a împușcat câine acolo și în momentul în care fratele meu a plecat cu arma și a plecat cu grupul, a fugit cu grupul, s-au întors și l-au bătut pe ăsta al treilea frate, pe Grigore, l-au bătut, l-au lăsat de mort, să le spună unde e. Și a spus când a venit acasă, mamă, dacă știam, spuneam, dar n-am știut unde e, putea să mă și omoare. Și l-au bătut și l-au lăsat de mort și toți macedonenii aia din jur, mai mari, mai mici ca el, au tăiat un berbec, că așa știau ei, și l-au băgat în pielea aia proaspătă de berbec să nu moară. Atât era de zdrobit, cel de-al treilea frate. Și tot ăsta de Grigore spun că era cel care i-a dat opincile. Și
L-au dus, l-au îmbrăcat, i-au prins acolo, nu știu care a fost problema. Ei și în carte a scris sora mea, dar știam și din spuse. Ei acolo pe cota aia înalt aveau, a început să ningă. Și probabil că cei mai în vârstă decât fratele meu se uitau și au văzut urme de oi. Și ei sigur că stăteau foarte ascunși și au zis că dacă vin oile, aici sunt și câini și ciobani. Și într-o zi au găsit un cioban la oile alea, un bătrân. Și situația a fost puțin cam dură, că i-a zis, ciobanul i-ar fi zis, nu mă împușca mă nene, că nu te spun la nimeni. I-a spus ăsta. Și a zis, bine, atunci aduci oile să facă urme pe aici, prin zăpadă. I-a zis unul dintre frații ei. Și i-a spus la ginerele lui, bătrânul. Nichita Nazar îl chema, era lipovean. Și i-a spus la bătrânul, lui giner, să zice, uite, m-am întâlnit așa, 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 așa. Ginerele lui i-a fi spus la altul, altul, la altul, altul, la altul și probabil că așa i-a prins acolo. Dar au procedat la fel cum au procedat și cu fratele meu. L-au pus pe Nichita să meargă înainte și să le arate precis unde este locul, grota și așa. Și Nichita atât a întins mâna și a arătat unde este intrarea și unde bănuia el că e acolo și unul din grotă l-a împușcat pe Nichita Nazare, pe bătrânul ăsta. Și pe urmă, bineînțeles că desfășurarea de forțe era inegală, nu se putea să nu-i ia, să nu-i prindă, să nu-i... Și am înțeles că unul a murit până la Babadag, unul din frații Fudulea a murit până la Babadag, am înțeles că celălalt a fost condamnat la moarte și fratele meu n-a tras, pentru că le-a luat la fiecare asta. N-a tras, n-a, el a ieșit din așternuturi, că era dimineața la 6, în zori zile. Și ei au declarat că fratele meu n-a tras, ăsta care a fost condamnat la moarte, a declarat că fratele meu n-a tras, n-a participat la nimic, n-a așa. Și cam asta a fost problema lor. Și pe Nazare l-au omorât pe ăsta și au săpat o groapă la marginea cimitirului din Babadag, știu, de la mama, și l-a aruncat prima dată pe Nazare mort, pe bătrânul ăla lipovean, și peste Nazare l-au aruncat pe cel de-al doilea care a murit până la Babanag, unul din frații Fudule. Da, și i-a acoperit. Am citit acolo în dosarul de la CNSAS că în 1948 sau nu știu cum a aderat la grupul legionar. N-avea cum. Cei din nord s-au întâlnit cu cei din sud. Cei din sud aveau ceva organizare, de asemenea doctrină, dar cei din nord n-aveau nimic, nicio legătură. Dar toată lumea bănuia. Fratele meu avea 12 ani în timpul când legionarii au fost scoși în afara legii. Cum putea el să fie legionar? Era un copil de 12 ani. Și toată lumea bănuie că ei, unindu-se cu grupurile din sud, au fost asimilați acelor grupuri ca pedeapsa lor să fie mai mare, mai grea. Spune-mi, te rog, ce date ai despre Nicolae Doicaru? Nicolae Doicaru a intrat în aparatul de siguranță după 6 martie 1945, unde a fost numit comisar, apoi comisar șef, iar datorită activității sale prodigioase în cunoașterea, identificarea mai întâi a criminalilor de război, mai apoi a așa zisilor sabotori de la canal, a ajuns să fie rapid promovat, fiind șef al securității din regiunea Constanța, deși avea doar gradul de capitan. A fost unul dintre cei mai sângeroși securiști. El colabora strâns la nivel central cu Pavel Aranis, colonelul Aranis, care din 1949 conducea serviciul bande din cadrul securității. Au utilizat tot felul de metode în prinderea partizanilor, inclusiv
folosirea câinilor dresați să atace omul. După acest episod, Nicolae Doicaru, în 1958, datorită meritelor sale în aparatul represiv, ajunge să conducă spionajul românesc. Funcție pe care a ocupat-o până în 1978 la fuga lui Pacepa. Atunci a intrat în disgrație pentru că el a refuzat să semneze procesul verbal care, vezi, Doamne, constata că Pacepa ar fi fost agent străin. Nicolae Doicaru știa foarte bine că nu era vorba de așa ceva. Drept care, deși fusese debarcat din fruntea spionajului românesc în virtutea acestui scandal al defectării lui Pacepa, el fusese numit ministru al turismului. A fost debarcat însă din această funcție în urma refuzului său de a semna acele acte și a fost numit, ca și Alexandru Drăghici, șef al unui IAS. A stat liniștit ca un pensionar cu minte, fiind atent însă filat de securitate din cauza cunoștințelor pe care el le avea în îndelungata lui funcție de șef al spionajului și militar într-o anumită perioadă, până în 1989, când s-a prezentat în fața liderilor frontului, oferindu-și serviciile, spunând că el este capabil să organizeze cel mai bun serviciu de spionaj pe care l-a avut România vreodată. Serviciile lui au fost refuzate de către Ion Iliescu, în schimb l-a primit sub aripa lui ocrotitoare Gelui Voican Voiculescu, al cărui consiliar a fost multă vreme. A dus în continuare o viață liniștită de pensionar, când într-un mod absolut enigmatic, în martie 1991, a murit la o partidă de vânătoare, zice-se sinucis, într-o vie din zona Focșaniului. Rămâne enigmatică moartea sa, pentru că s-a dovedit la ancheta ulterioară că toți participanții la acea vânătoare aveau puști cu alice, dar s-a constatat că Nicolae Doicaru murise ucis de un glonț. Rătăcit, nu se știe de unde. Ancheta totuși s-a închis, constatându-se sinuciderea lui, deși nu avea motive evidente să se sinucidă. Așa cum s-a întâmplat cu majoritatea șefilor din fosta securitate, aceștia au fost sub protecția noului regim Iliescu. În 1968 se împlineau 20 de ani de la înființarea securității. În semn de omagiu, Nicolae Doicaru, șeful regionalei de securitate Dobrogea, a pregătit un album cu succesele instituției în lupta cu grupurile armate anticomuniste din Dobrogea de Nord și de Sud. De necrezut, împușcați în luptă, executați, torturați în anchete, vânați ca pe fiarele sălbatice, victimele abnegației lor. S-ar fi aflat acolo și fotografia lui Iani Cotan, ciobanul de 20 de ani condamnat pe viață pentru uneltire contra ordinei publice, dar ucis în bătăi la închisoarea Gherla. În memoria colectivă, Iani Cotan și frații Fudulea, și Gogu Puiu, și Stere Grasu, și Gospodin Apostol, și Dobrinaș și Tomoșoiu n-au fost uitați. Ar trebui însă o casă memorială, o casă memorială în care să regăsim toată istoria rezistenței anticomuniste, toată jertfa, toți eroii, gest care ar spăla rușinea lui Nicolae Doicaru și a slujbașilor lui. Cum spune poetul Nichita Sănescu despre pământul acesta al Dobrogei, care naște mereu martiri, de 2000 de ani acest pământ se îngroase, cu trupuri din trupurile noastre născând mereu copaci.